acolo. Uite puile, frate. Hai de măsă. Îi dau una din spart telefonul. Am ajuns aici la zăpadă și este foc și saie. Neața, abia m-am trezit, este ora 7 și astăzi merge să le dă cu placa la Mărișel. S-a echipat deja. Aștept să mă sune Mircea ca să cobor și o să revin cu update direct din mașină. Ei, m-am uitat pe ce-am filmat și am văzut ce față, dar dormita. E bun. M-ai pus să ies degeaba, că nu erai. Nu eram, dar stai să. Acum te văd, că te-am văzut, ai trecut pe lângă mine. Vezi că am parcat mai în dreapta, gen spre tine. Pe partea cealaltă, unde e parcarea mai lată. M-a făcut să ies degeaba țiganul. Da, vechea poveste, că nu... Mamă, nu intră placa în portbagaj. Ce zic, fac? Uite pe cine avem noi aici. Nu știu despre cine vorbim. Cine e aici? A dormit, am nu mai râde. Bă, eu n-am dormit toată noaptea, Cristi. N-am dormit o secundă. Da. Stai un să închid roșteiul. Am fost atât de emoționată că m-am uitat la videoclipuri, la tutoriale, cum să schiez. Vechea poveste că așa anul trecut nu merge cu mașina mea pentru că consumă prea mult și domnul inginer nu-și permite. Bă, se rup de foame. Cât a făcut până aici? Câți kilometri? 2 ore, Mircea, 2 ore. Câți kilometri a făcut până aici? Nu știu, bă, că nu m-a pus kilometrajul pe zero. Este ora 2. Focalizează. Așa. Ce truda filmezi? De unde merge să luăm? De la Lidl, nu? Da. Faci reclamă? Nu, nu o să-ți dea nimica. Ce nu o să-ți dea? O să apară la Cristi. Parteneriat plătit cu Lidl. Garda! Da, o să merge foarte încet pentru că sunt condiții de iarnă și se merge greu. Adică se merge enorm de greu. Pune centura, te dau la poliție că ți-ai dat jos centura. Ne-am luat de mâncare. Bang, bang. Mergeam multe la volan. Vrei să nu dau cafea pe mine. Tu ești cu cafeaua? Da. Da. Și continuăm să mergem. Și am ajuns aici la zăpadă și este foc și saie și îmi place așa. Așa vorbea una la radio și la cum mi-a rămas în cap. Și călcăm pe zăpadă. Hai să nu alunecăm noi jos, în râpă. Călcăm pe zăpadă, asta merg cu 100. Nu chiar, cu 60. Să ieșim de pe drum, eu garantez asta. Adela să ține de scaun. Mă țin de genunche. Și am ajuns. E plin de lume, e zăpadă foarte mare. E genial, e genial, abia aștept. Te schimbi-și, frate? Duce și... E nervoasă, dar nu-i pe perioada aia lui, nu? Că nu venea aici. Ce crezi tu că nu veneam? Hai, ce faci? Expoziție? Uite! Triga și hai la cioroc, hai la cioroc, hai la pantalon. Doi la leu. Hai mă, Cristi, hai odată, dar nu pot, mă, că mă vede lumea de pe YouTube. Mai ții minte când ai picat atunci și zbura cu telefonul meu în aer, gata? Da, hai. Am dat o tură și acum am învățat, adică mi-am reamintit față de ultima oară când m-am dat. Parcă văd că s-a stricat telescaunul, că s-a oprit. S-a oprit pe loc, s-a oprit, asta e. Cum ar fi să picăm? Ce frumos stăm aici, Mircea. Trebuie să faci o poză aici. O picat. Centurie pe cur, o picat și cealaltă. Deja o prins-o lea că știe să facă și-a plugul. Cât pe spate trebuie să te lasă în față prână. Hai, mă, lasă telefonul. Îi dau una că-i spart telefonul. Ce vrei să ne transmiți? E foarte greu cu femeile, deci e foarte dificil să le vezi că nu te ascultă. Ai ideea, că nu te ascultă. Dar eu ascult. Da, ascultă. Îi zic, lasă-te drept, ea frânează. Când îi zic frânează, își dă drumul la vale. Ha, poți să duci alea, știi, nu? E așa departe. Uite, puile, frate. Hai de măsă. O, ce să bă, mănușile, mă. Tura 5 dubla 8. Deja facem progrese. Și-o dat drumul fără mine. Și-o dat drumul la vale. Bagă vârful ăla. Zici că nu știi să-ți controlezi piciorul. Forță. Bun, apasă. Apasă că e tare. Mai. Bun. Nu frâna. Hai. Am uzi de drumul mai tare, că aici nu mai e pantă mare, știi? Hai că merem pe lângă tine. Fă-ți vânt. Duce singură. Haide. Fă-ți vânt. Nu frâna, dă-ți drumul, că nu te oprești singură. Uite, mă, că te oprești. Bun, uite că o învățat în sfârșit să țină, să facă plugul, învățat în sfârșit. Era și cazul.
Măcar nu mai urcă cu schiurile unul pe stază. Hai, am și opri. Deci dacă vreți să învățați, mă sunați numai sau dați un mesaj pe Instagram, oriunde. Uite, merem cu plăcile. Avem 3 ore de când am venit, dar ne-am dat numai o tură jos. Mai dat și noi o tură și acum venim înapoi la ucenic. Că să vedeți și voi cum o învățat deja să dea în lipsa mea. Să vede, nu mai are nevoie de maestru, deja elev. Elevul e profesor. Deja elevul e profesor, bine zis. Hai. Hai da. Ăla-i, hai. Ia-ți viteză. Hai, bun. Hai da. În sfârșit, bravo. Frânează-mă. Bun, cam asta a fost ieșirea noastră la snowboard. Sper că v-a plăcut. Dacă doriți instructor profesionist personal, las doar un telefon. Nu mă ocup cu băieți, doar cu fete. Și prețul este discutabil, depinde de persoană. Așa? Dar sper că v-a plăcut clipul. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să-l faceți mai bun. Un follow pe Instagram Cristi Guo. Și cam atât, te-auzi data viitoare, v-am pat, pa! Am pupat pe ăsta, bă. A lăsat bale pe obiectiv, așa, mă. Mamă. E ok, lasă-l, ai mie.